Artiști plastici din 7 țări și-au expus tablourile realizate în cadrul taberei internaționale de pictură din Ognașugatag. Suntem la noua ediție, am reușit și de data asta să adun artiști din 7 țări și a fost un efort, dar un efort plăcut și mulțumesc lor pentru efortul care l-au făcut. Poate ei au făcut efort mai mare decât mine, venind din depărtări, chiar din Letonia. Și sunt bucuros și datorită sponsorilor care în anul ăsta a fost într-un număr mai mare față de anul trecut. Cât participanți sunt anul acesta? Anul ăsta sunt vreo 20 de artiști, 21. După încheierea expoziției astea, ele vor fi în noiembrie expuse la o parte din ele, cu o parte duc ei cu ei, vor fi expuse la Galeria de Artă din Baia Mare, de pe Bulevardul București, în noiembrie. Va continua această expoziție care a devenit deja o tradiție pentru Ognașugatag și anul viitor? Acum suntem la noua, ar fi păcat să nu fac măcar 10. Așa că sper să vă văd și la anul viitor aici. Dragi colegi, dragi prieteni, dragi oaspeți, mă bucur că și anul acesta colegii din Ucraina sunt în număr mare. Câțiva au fost nevoiți să plece pentru că a început școala. Deja vin de foarte mulți ani aici și sunt bucuros de fiecare dată când Radu îmi lansează invitația. Mă întâlnesc de fiecare dată cu prieteni frumoși și cu artiști foarte buni. Anul acesta a fost semnat și un acord de colaborare între Radu Tărțan, organizatorul Taberei Internaționale de Pictură Culori Unite în Maramureș, și Muzeul Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare. Pentru că astăzi, cu 3 minute, 5 minute, hai 10 în urmă, am semnat un important document cu domnul Radu Tărțan, prin care Muzeul Județean de Artă, Centru Artistic Baia Mare, achiziționează o selecție colecționată din portofoliul aflat la domnia sa, din edițiile precedente ale Taberei Internaționale de Pictură Culori Unite în Maramureș. Pe durata taberei, artiștii au putut să lucreze în aer liber în locurile alese de ei, iar rezultatele au fost și de această dată deosebite.